Bun găsit! Implicarea cotidianului Monitorul de Suceava în viața comunității are de 4 ani încă o dimensiune, materializată prin aceea ca lege, an de an, să premieze 10 oameni obișnuiți care, prin ceea ce fac, sunt un exemplu pentru cei din jur. Fiecare premiu constă în diplomă, trofeu, un DVD cu filmele prezentate în cadrul galei și suma de 1000 de lei. În acest an, premianții au primit și câte un catren scris de primarul de la Mănăstirea Humorului, Constantin Moldovan. Laureații galei Top 10 Suceveni 2015, care a avut loc în data de 11 decembrie la Conacul Domnesc, sunt omul de afaceri Cornel Manaz, preotul Gheorghe Saftiuc, kinetoterapeutul Bogdan Pilat, elevul Alexandru Cozaciuc, care la 17 ani, deși este nevăzător, cântă dumnezeiește la 16 instrumente muzicale, austriacul Gheorghe Hocevar, adoptat de Comuna Moldovița, antrenorul de box Andu Vornicu, organizația Salvați Copiii, liderul echipei naționale de rugby a României Mihai Macovei, frații Stelian și Emil Bodnare din Fundul Moldovei și președintele Uniunii Polonezilor din România Gervazen Longer. Deci au fost ei cei selectați de jurnaliștii de la Monitorul de Suceava pentru a fi eroi celei de a patra ediție a galei Top 10 Suceveni, organizată de Monitorul de Suceava, Camera de Comerț și Industrie Suceava și Conacul Domnesc. Veți putea vedea în zilele următoare în ediția tipărită a ziarului și în cea online. Tot aici și pe pagina de Facebook a Monitorului de Suceava sunt și cele 10 filme prezentate la gală, care au concentrat în 7 minute zile întregi de filmări și de montaj, precum și filmul despre spitalul din Dolhasca, acolo unde vor merge banii care s-au strâns în urma vânzării invitațiilor și a licitațiilor din cadrul galei. Evenimentul prezentat de redactorul șef al ziarului Monitorul de Suceava, Tiberiu Avram, și primarul de la Mănăstirea Humorului, Constantin Moldovan, a reunit circa 400 de oaspeți care au trăit din plin atmosfera plină de emoție alături de protagoniștii filmelor. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi să aplaudăm performanța, să apreciem talentul și să omagiem oameni care au schimbat câte puțin lumea din jurul lor. Pentru că astfel de oameni veți cunoaște în această seară la gala Top 10 Suceveni. Astfel de oameni ați cunoscut și la edițiile precedente ale galei noastre. Poveștile a trei dintre premianții galei Top 10 Suceveni au emoționat conducerea companiei SUCT SA din Suceava, care prin directorul tehnic Ion Cioată a oferit la final 3 cecuri în valoare de 2500 lei fiecare pentru Alexandru Cozaciuc, kinetoterapeutul Bogdan Pilat și antrenorul de box Andu Vornicu. Cei trei urmează să vină fiecare la sediul societății pentru a preschimba simbolicul cec în bani.